Regina mama Elena a plecat din România în 3 ianuarie 1948 cu regele Mihai. Comuniștii primiseră ordin de la Stalin să scape de familia regală. Pentru regina a fost al patrulea exil. E stato molto traumatico il modo con cui la regina ha dovuto lasciare la Romania. All'inizio non hanno osato andare più avanti di tanto, come hanno fatto con Simeone in Bulgaria. Hanno dovuto tenerli sul trono perché erano così popolari che non hanno potuto in qualche modo. Regina mamă Elena i-a fost alături regiului Mihai și în exil, la Londra, unde a putut spune lumii întregi că abdicarea sa a fost mulsă prin șantaj, sau în turneul din Statele Unite, unde s-a întâlnit cu președintele Harry Truman. S-a retras apoi la Florența, unde avea Villa Sparta. Villa Sparta a fost o lume întreagă pentru noi. Un loc de vis și de trăit. M-am simțit foarte, foarte bine acolo. O grădină mare, îngrijită de ea, cu numai 2-3 grădinari. Principesa Elena, nepoata care poartă numele, și amintește cum a vizitat cu bunica ei muzeele din Florența sau grădinile Boboli. And then she would talk about the beauty of Florence and her house and how she came to be there and what happened in the war when she, well, or even before that time when she had to leave Romania. And she would explain how difficult it was having to leave at that point and leaving my father behind. And you could see that was quite stressful for her. Villa Sparta se umplea de Crăciun cu nepoți și cadouri frumoase în jurul bradului. Aici regina Elena a educat-o pe nepoata ei, Margareta, să fie regină. A fost pentru mine steaua Nordului și nu numai asta, un ghid în timpul nopții, un mentor și un fel de mama spirituală pentru mine. În casa ei din Florența au fost mulți oaspeți regali, actuala regina Marii Britanii și soțul ei, Filip. Cu ei s-au întâlnit și în vacanțele din Grecia, unde au fost invitații regelui Paul, fratele reginei Elena. Aceste imagini din vacanța de Paște din 1960 au fost filmate chiar de regele Mihai. Aproape de datoi se turna filmul Tunurile din Navarone, cu Gregory Peck, Anthony Quinn sau David Niven. Era la nipote della regina Vittoria. La regina Vittoria d'Inghilterra era sua bisnonna. Sua madre, Sofia di Sparta, era la figlia del Kaiser, il quale a sua volta era sorella del Kaiser, il quale a sua volta era nipote della regina Vittoria. Quindi lei era parente della famiglia imperiale di Germania, di Francia, d'Olanda, d'Inghilterra, di Grecia e di Danimarca. Regina Elena a trăit cea mai mare parte a vieții ei aici, la Villa Sparta, din Fiesole, la doi pași de Florența, în Italia. În 1981, când nu și-a mai permis să plătească întreținerea micuțului castel florentin, regina a decis să plece în Elveția, alături de fiul ei. She was totally serene about what had happened, about this terrible life, you know, in exile as a Greek princess many times, and then this unhappy marriage and terrible politics issues and the very, very difficult times in the Second World War with her son, King Michael. I never heard her speaking badly about anything or about anybody. Regina Elena s-a stins din viață la Lausanne în 28 noiembrie 1982. Împietrit de durere, regele Mihai a pus pe sicriu pământ românesc. În 1993, Institutul Yad Vashem a numit-o oficial drept între popoare. Cine crede în valoarea unei mame, e bine să creadă în regina mama Elena. Și față de fiul ei, și față de evrei, și față de oameni în general.